Vă rog să deschidem Bibliile la pagina 1122, Cartea 1 Corinteni, capitolul 11, pagina Biblie 1122, Cartea 1 Corinteni, capitolul 11, și dimineața aceasta vom citi versetul 28. Să ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu care m-a ajutat în această dimineață să fiu împreună cu frații și surorile de credință de aici, din Biserica Muntele Sionului, și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze El. Amin. Iubiți frați și surori, mă bucur să fiu aici. Ieri am cunoscut o parte din copiii dumneavoastră la conferința Copiii lui Iisus, cu tema Micii Misionari, copiii voștri alături de alte 11 biserici v-au reprezentat bine, foarte bine. Chiar m-am uitat astăzi să văd printre cei care sunt aici, dintre copiii aceia. Desigur, mulți sunt la grupe, acolo la școala duminicală, împreună cu fratele Dacian și împreună cu fratele, sper să nu greșesc, Teo Cârdean. Acolo ne-am bucurat. Mă bucur în această dimineață și chiar mi-am pus întrebarea, copiii care sunt la școala duminicală, la orchestră, o parte dintre ei am cunoscut, dar mi-am pus întrebarea, ce fac frații în privința copiilor mici, de la 3 ani în jos. Și m-am bucurat să văd astăzi aici mulți copii mici în casa Domnului. Desigur, poate că pe unii îi deranjează un pic când copiii mici plâng. Dar gândiți-vă că ei sunt îngerii pe care îi folosește Dumnezeu să ne trezească. Că de multe ori adormim sau visăm în casa Domnului. Apoi, să știți că acești copii mici, cu multă energie, așa sunt generațiile acestea, dacă sunt aduse la casa Domnului, de mici, în subconștientul lor se imprimă cuvântul Domnului și laudele Domnului. Auzeam odată pe un mare predicator și pastor spunând ceva despre copilăria lui. Zice, un frate din America, american, zice, când eram copil, părinții mă duceau la biserică de mic. În biserică m-am trezit de mic, așa. Și zice, tata era păstor și zice, de multe ori se uita la mine, că zice, o luam dintr-un capăt până în altul, în spate pe sub bănci. Și probabil că nu i-o fi fost tot una la tatăl acela, fiind și păstor, dar zice, crescând în casa lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu s-a imprimat. Și Dumnezeu mai târziu l-a făcut să fie un lucrător, un păstor. Mă rog lui Dumnezeu ca să binecuvinteze El toți copiii aceștia mici, care uneori sunt neastâmpărați, și Domnul să-i facă copii ai Lui. Amin? Și pe măsură ce va crește, să facă Domnul lucrător în casa Lui. Amin? Amin? Și atunci când ei plâng, să știți că pe predicator nu-i deranjează. Sau cel puțin pe mine nu mă deranjează. Eu lucrez cu copii. Când văd copii, prind curaj. Când văd numai adulți, nu am așa mare curaj. Atunci când ei plâng, sau strigă câteodată, să nu vedem strigătul lor sau plânsul lor, ci să vedem peste câțiva ani că acum își fac antrenamentul pentru a deveni predicatori
cu putere și cântăreți mai apoi. Iubiți frați și surori, mă bucur în această dimineață să îl cunosc pe fratele Iulian Grozea, păstorul bisericii. Eu am o colaborare foarte bună de vreo 4 ani de zile cu Adi, cu băiatul lui, în Irlanda. El se ocupă acolo cu lucrarea cu copiii și chiar m-am gândit, mă, zic, într-o zi, din poze l-am văzut, într-o zi o să ajung și în biserica aceasta. Mă bucur să văd aici în biserică fețe cunoscute, reșițeni, așa, și nu numai, oameni cu care am fost în turneu cu Speranța și în alte activități. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt în această dimineață. Amin? Amin. În momentul în care stăm în rugăciune înaintea Domnului, Domnul este acela care vorbește. Și fie ca Duhul Sfânt să ne vorbească fiecăruia. Amin. Textul acesta care a fost citit ne spune câteva lucruri. Și primul cuvânt spune în felul următor. Fiecare. Ceea ce se face în dimineața aceasta și ceea ce urmează în acest verset este pentru fiecare. Noi venim la casa Domnului și când se predică despre cercetare, despre verificare, despre a sta înaintea Domnului și a-ți vedea starea, de obicei ne gândim cei care se împărtășesc. Cei care se împărtășesc cu cina Domnului, pentru ei este cercetarea. Cel care nu se împărtășește cu cina Domnului, adult fiind, botezat fiind, dar are ceva în viața lui, zice, eu nu trebuie să mă cercetez. Eu nu trebuie să mă verific. Copiii care sunt în casa Domnului, care nu iau încă parte la cina Domnului, după botezul în apă, acest cuvânt este pentru fiecare. Și pentru mine, ca și predicator, și pentru fiecare care este aici în sală. De aceea, să fim cu luarea minte, să ne deschidem mintea larg și Duhul Sfânt să vorbească fiecăruia. Amin. În al doilea rând, versetul ne spune să se cerceteze. Și parcă nu-i suficient că începe versetul fiecare. Deci vorba pentru fiecare. Să se cerceteze, dar pe sine însuși. Noi suntem foarte pricepuți în a-i cerceta pe alții. Cu deamănuntul. Dar cuvântul Domnului în această dimineață spune cercetează-te pe tine însăți. Să mă cercetez pe mine însumi. Desigur, în Biserica lui Hristos, cei care sunt în conducerea Bisericii au datoria să cerceteze umblarea credincioșilor. Au datoria să cerceteze felul lor de trăire, să îi ajută, să-i ajute, să nu-i lasă să se rătăcească. Dar în această dimineață, fiecare și cine ia parte la cina Domnului și cei care nu iau parte, în special copiii, cuvântul Domnului spune pe sine însuși. Și haideți, iubiți frați și surori, să începem să ne cercetăm. Vedeți, când te cercetezi, te ghidezi după ceva, nu? Dimineața când te trezești și mergi la baie, te cercetezi. Te uiți în oglindă, nu? A te cerceta înseamnă a verifica cum ești. Oglinda este cea care ne ajută să vedem cum arătăm. Oglinda lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ne ajută să vedem cum stăm din punct de vedere spiritual. Dacă eu mă uit la fratele și spun eu stau mai bine ca el, sunt mai bun decât el, îmi iau ca și etalon pe fratele. Poate fi un frate din conducerea bisericii.
Dar cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață nu spune să luăm etalon un frate anume, un creștin anume. Să luăm ca etalon, ca și model pe Domnul Iisus și să ne cercetăm uitându-ne în oglinda lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Și fie ca Duhul Sfânt să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin? Amin. Fiecare să se cerceteze, da, pe sine însuși. Când merge cineva la doctor, merge ca să fie cercetat, să fie verificat, să vadă cum stă cu sănătatea. Și nu de puține ori, am lucrat ca și asistent medical, nu de puține ori veneau oamenii încrezători, zâmbăreți, eu nu am nimic, și după ce primeau rezultatele de la analize, plecau galbeni, cu capul jos și necăjiți că suferă de mai multe boli. S-ar putea, iubitul meu, frate și soră, în această dimineață să fi venit la casa Domnului zâmbăreț, încrezător, eu stau bine din punct de vedere spiritual. Dar intrând aici în laboratorul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze, să-ți vorbească și să-ți dai seama și să-mi dau seama că suntem oameni muritori, plini de greșeli înaintea lui Dumnezeu și avem nevoie de îndurarea Domnului. Fie ca în această dimineață îndurarea Domnului să fie peste noi. Amin. Acum, mai nou, știința medicală are tot felul de aparate sofisticate și unul dintre aparatele care se folosește cel mai mult este tomograful. Bolnavul este pus, băgat acolo înăuntru și îi se face, așa pe înțelesul nostru, o grămadă de poze. Tot corpul lui este cercetat. Și aș vrea în această dimineață să intrăm în tomograful lui Dumnezeu și să ne cercetăm, în primul rând, la nivelul capului. Vedeți dumneavoastră, la nivelul capului sunt multe segmente foarte importante. Dacă lipsește o bucată din cap, nu poate trăi omul. Dacă lipsește o bucată de creier, poate trăi, dar are anumite probleme de mișcare sau, mă rog, ce centri nervoși sunt atinși. Haideți să ne verificăm, să ne cercetăm, nu unii pe alții, fiecare în dreptul lui, la nivelul capului, la nivelul gândului. Sunt păcate pe care credincioșii le fac la nivelul gândului. Gândul rău este un păcat la nivelul gândului. Și de la gând, dacă nu există veghere, se ajunge la faptă. Prima dată când un om gândește rău despre cineva, prima dată când un om plănuiește să facă rău cuiva, totul se întâmplă în creier. Și dacă nu există veghere, apoi trece la fapte. Creierul transmite celorlalte organe, celorlalte părți componente ale corpului și se apucă omul de fapte. Iubiți frați și surori, spunea cineva, nu poți opri păsările să zboare deasupra unui copac. Dar poți să le oprești să-și facă cuib în copac. Nu poți opri gândurile care vin din partea celui rău să nu treacă pe la nivelul minții. Dar stând în veghere, în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, poți să le împiedici să-și facă cuib în mintea ta. Ce fel de gânduri ai avut de la ultima cină până acum? De multe ori noi gândim așa ca oamenii, vine cina în săptămâna asta să nu păcătuiesc, să mă pregătesc. Dar când vine Domnul, va veni Domnul pe norii cerului, vom ști săptămâna care vine să ne pregătim?
sau trebuie să fim pregătiți în orice moment. Doamne, ajută-ne să fim gata în orice moment. Ce fel de gânduri și-au făcut cuib în mintea ta? Haideți să continuăm să ne cercetăm de la nivelul gândului și vă rog să nu vă supărați pe mine că predic așa ca și la copii, dar am observat că copiii sunt foarte atenți și dacă pricep copiii, mă gândesc că o să priceapă și cei mari. Dacă nu pricep copiii, cu siguranță, sau hai să zicem aproape, cu siguranță nu vor pricepe nici cei mari. De la nivelul gândului coborând mai jos, ce urmează copii? De aici în jos? Ochii. Ochii. Ați văzut ce atenți sunt copiii? Sunt ochi și urechi. La nivelul ochilor. Păcate la nivelul ochilor. Ochii sunt porțile prin care multe, multe păcate intră în trupul uman. Pofta. De obicei se predică partea aceea, să nu poftești nevasta aproape, să nu poftești o femeie, să nu poftești... Aspectul ăsta se predică. Dar acolo în porunci spune să nu poftești casa aproape lui tău. Și când poftești casa aproape lui tău, te dai peste cap să-ți faci una mai mare. Și apoi mai târziu realizezi poate că ai luat o hotărâre la nivelul poftei, nu gândind lucrul respectiv. Sunt lucruri pe care oamenii le poftesc și nu sunt după voia lui Dumnezeu. De-ar da Domnul să poftim mai multă rugăciune. Amin. De-ar da Domnul să poftim alte lucruri sfinte după voia lui Dumnezeu. La nivelul ochilor, ce fel de păcate ai făcut în ultima perioadă? Haideți să coborâm mai jos, să ne cercetăm. Nivelul minții, nivelul ochilor, ce-i mai jos? Nasul. Putem să păcătuim la nivelul nasului? Nu putem, nu? Mai jos la gură, știu, da? La nivelul nasului nu putem păcătui. Dați-mi voie să vă spun două expresii românești. Știu că mulți dintre dumneavoastră deja cu limba română mai puțin. Avem în România o expresie. Și-a băgat nasul unde nu-i fierbea oala. Desigur, nu gândim acum în felul acesta, dar dacă ți-ai băgat nasul, ți-ai băgat unde nu era treaba ta și ai produs durere și ai produs necaz, ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Cum ar fi acum cineva care nu știe medicină să se apuce, să dea sfaturi medicale, să facă injecții și să facă ceva ce nu-i chemat el acolo? Haideți să intrăm mai adânc un pic. De obicei știu că nu vă supărați pe predicator, că pleacă repede și nu-i de aici, de la voi. Dacă poate cineva de aici intern a spune anumite lucruri, probabil că l-ați privi altceva. În lucrarea Domnului, de câte ori ne-am băgat unde nu era locul nostru? Dumnezeu nu mi-a dat harul să pot să cânt. Așa, la grămadă și mai mult cu buzele. Că dacă dau drumul la voce, nu-mi găsesc nicio gamă. La un moment dat, eram tânăr, sufeream un pic de complexul ăsta de inferioritate și mi-a dat Domnul o idee. Zice, băi, tu ești multivocionist. Cânti mai multe voci deodată. Nu oricine poate să facă lucrul ăsta. Și m-am liniștit. Dar cum ar fi cineva care nu știe muzică să se ducă la fratele dirijor și să zică, ce? Așa și așa și așa. Și-ar băga nasul unde nu-i fierbe oala. Cum ar fi cineva care nu știe cuvântul lui Dumnezeu să vină la frații care predică și să-i facă cu ouă și oțet, cum se zice la români, și așa mai departe. De câte ori
ne-am băgat nasul în lucrarea altcuiva. Și dați-mi voie să vă spun, de obicei, când cineva nu-și vede locul lui și slujirea lui și se bagă în altă slujire, nici slujirea lui nu o face cum trebuie. Am intrat în comitetul bisericii la Reșița cu vreo 7 ani în urmă și am discutat să avem departament. Și, bineînțeles, departamentul care mi s-a potrivit cel mai bine, departamentul lucrării cu copiii. Și la un moment dat, știți cum e, unde sunt oameni, sunt și probleme, s-au iscat niște probleme între noi, nu ca la ucenicii Domnului, cine să fie cel mai mare, că noi fiecare eram cel mai mare pe departament, și m-au luat niște colegi așa mai tare, eram ultimul venit, cred că eram cel mai tânăr, că la copii așa, că la copii așa, că și-am răbdat eu, și-am răbdat, și-am răbdat, dar la un moment dat nu m-am hotărât să trec la răbdarea Sfinților și mi-a zis, mă, fraților, cu respect, bineînțeles, și mi-am dres vocea să nu, așa, predicatoris, mai cu ton ridicat, mai cu do de sus, nu cu do de jos, înțelegeți? Și zic, fraților, care vă este lucrarea? Păi zice, noi suntem cu săraci, cu bolnavi. Când ați făcut ultima dată un proiect vis-a-vis de bolnavi și de săraci? Păi nu, că lucrarea asta cu copiii nu merge bine, că zice. Eu zic, vedeți-vă voi de treaba voastră, vedeți-vă lungul nasului și lăsați-mă să-mi fac treaba. Rugați-vă pentru mine. Și să știți că la început a fost situații așa mai tensionate, dar apoi ușor, ușor s-au rezolvat lucrurile. Să nu credeți că eu nu mi-am băgat nasul unde nu fierbea oala. Așa, involuntar m-am trezit că așa îi sfătuiesc pe alții în departamentele lor și așa nu mergea treaba lor. Și când au fost alții care m-au atenționat, m-am uitat să văd în departamentul ăsta. Și mi-am dat seama că lăsam neglijată lucrarea care mi era încredințată și eram tare sfătos pentru alții. Și a băgat nasul unde nu-i fierbea oala. Iubiți frați și surori, pe pământ, ca și familie, ca și relație soț-soție, apar și probleme. Cine spune că nu a avut probleme, ori nu știe pe ce lume trăiește, ori încă nu s-o trezit bine. Înțelegeți? Și de multe ori, având noi de rezolvat situațiile noastre interne în familie, ne trezim că ne băgăm nasul în familia altuia. Nu vi s-a întâmplat. Acum nu zice nimeni, dar am înțeles. Sau poate că ați vrut să ziceți, nu o singură dată mi s-a întâmplat, de mai multe ori. Atunci când sunt probleme în familie, sunt fraslujitori care trebuie să fie chemați să aplaneze situațiile, să sfătuiască lucrurile. Nu-ți băga nasul în familia altcuiva. Vedeți, dumneavoastră, se căsătoresc tinerii și primul an e perioada aceea de acomodare. Și atunci bat toate lucrurile roz și eu știu, ca în rai, bat dintr-o dată toate cu furtună și cu tunete și simți că te duci sub pământ. Și de obicei părinții s-o zic, o zic, își bagă nasul în familia că să-i ajute. Cel mai bun ajutor pe care îl poți oferi, fie ca familie, fie ca lucrare, fie la modul general, nu este să-ți bagi nasul acolo, ci să te rogi, să postești și dacă ți se cere un sfat, să știți că acum ați început să adormiți și Domnul Iisus a văzut și deja un înger a început să vă trezească. Domnul să o binecuvinteze pe micuță. Cred că e micuță, am văzut pe cap. Dar mai avem la România o vorbă, zice, lui cu nasul pe sus. A fi arogant, a fi mândru, a fi cu nasul pe sus, este păcat.
Desigur, aici la dumneavoastră în Spania nu există asemenea probleme. Dar Duhul Domnului îți aduce aminte de câte ori ai tratat pe cel de lângă tine de pe o poziție superioară. Ai fost cu nasul pe sus. Mergem mai departe până ajungem la gură. Parcă urechile sunt un pic mai sus, nu? Păcate la nivelul urechilor. Ce fel de șoapte ai ascultat săptămâna asta? Eu știu, adolescenții, în căștile alea, acolo, ce fel de muzică a fost? Laudele Domnului sau ce se poartă acum și la alți adolescenți și la alți tineri? La nivelul urechilor. Eu știu că copiii nu prea fac păcate la nivelul urechilor, nu? Numai când mami și tati spune fă cu tare lucru, dintr-o dată parcă ți-ai pus niște doape în urechi și nu mai auzi. Nu? La voi nu se întâmplă așa. La voi se închid automat. Nu trebuie doape păcate în urechi, nu? Păcate la nivelul urechilor. Dar poate că de multe ori un frate, o soră din biserică ți-a cerut ajutor, nu financiar, ajutor în rugăciune. Și ai făcut la fel ca și copiii ăștia. Ți-ai închis urechile să n-auzi. Păcate la nivelul urechilor. Și în sfârșit ajungem la nivelul gurii. Cuvântul lui Dumnezeu aici ne spune în Iacov despre limbă. Limba asta. Tot așa și limba este un mic mădular. Comparativ cu altele, e mic. Și se pălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Ați fost la vreun incendiu făcut de limbă? Or, nu vă gândiți la foc de ăsta de afară. La niște vorbe spuse cum nu trebuie și dintr-o dată s-au aprins nu numai casa respectivă. Tot neam. Tot neam. Și au început să... În lucrarea în care o fac, lucrez și cu frați romi. La ei ceva specific. Când se aprinde un foc de la o limbă, tot neamul și toată strada și toți. Bineînțeles, după ce se pocăiesc, nu se mai întâmplă incendii de proporții mari. Dar așa, de proporții mai mici, toți sunt. Nu cumva a fost vreun incendiu pe la tine prin familie? În ultima perioadă? Așa, o mică ceartă, copii. O mică ceartă între mami și tati. Nu se spune, că nu mai mănâncă de amiază. Iubiți frați și surori, cu limba putem să binecuvântăm pe Dumnezeu și dacă ne uităm mai jos, spune cu aceeași limbă, poți să blestem pe oameni. O vorbă dulce, mult aduce, dar o vorbă spusă fără să te gândești bine, poate răni, poate omorâ. Eu știu că dumneavoastră folosiți numai vorbe dulci, când sunteți calmi și liniștiți. Dar când sunteți stresați sau nervoși, cum e? Păi zice să nu-și deschidă gura, că e ca la balaurul ăla din povești, scoate foc pe gură. Nu degeaba limba aprinde un foc mare. Haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt în zilele ăștia ce au trecut. Cam cum stăm cu păcatele la nivelul gurii. Uneori vorbește gura și nu ia pe dinainte, nu? Mă zice, mi-a luat o gura pe dinainte și am spus ce nu trebuie. Păcate fără de voi. Ți-a luat o gura pe dinainte. Dar de câte ori n-ai zis și cu voce? Să-l văd eu. Că îi spun eu. 100 de un leu, îi spun, nu? Vorbe românești.
100 de un leu. Așa se zice. Numai voi nu mai știu. 100 de lei de un, 100 de vorbe de un leu sau 100 de vorbe de un, de un euro. Știi? Iubiți frați și surori, e bine să zâmbim. Dar cum stăm cu păcatele la nivelul bun? Vedeți? Ne pregătim să luăm pâinea și să luăm rodul viței, să-l băgăm în gură. Și dacă tu și eu am făcut ce nu trebuie, cum putem să băgăm lucrurile sfințite a lui Dumnezeu în gura noastră? Coborâm mai jos. Unde? Nu mai zicem de mâini. Că adulții nu se bat. E numai pe vorba. Câteodată le mai scapă, da. Nu mai zicem mai departe. La nivelul inimii. Păcate la nivelul inimii. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și El nu vrea să avem inima împărțită. Vrea să fie toată a Lui. Cum stăm cu inima? Da, vei zice, frate, inima mea e împărțită într-o grămadă de bucățele. Ce ai văzut tu când se sparge parbrizul ăla securizat? Așa e inima mea de împărțită. Și atunci vrem să ne apropiem de cina Domnului? Sau poate că spunem, nu inima împărțită. Păi întreabă. Dar cine mai este pe locul tâi în inima ta? Și în inima mea. Cine mai este pe locul tâi? Dumnezeu. Da? Dar hai să vedem practic. Teoria ca teoria, dar practica. Desigur, unii dintre voi sunteți la serviciu și e de înțeles. Dar câți dintre voi sunteți prezenți, și mi-o zic și mie, când aveți programul peste săptămână? Joia sau? Marța, miercurea, joia? Nu. No. Câți dintre dumneavoastră, nu săptămâna asta, că a fost poate mai deosebită, cu rugăciune, cu stăruință, într-o săptămână așa obișnuită, ați fost la biserică, hai să zicem, prima săptămână, a doua săptămână din an, ați fost la biserică și marța, și miercurea, și joia, și, și la repetiții, și o săptămână așa plină pentru Domnul. Nu vă pun să ridicați mâinile. Pentru că ar fi foarte, foarte multe mâini ridicate. Știe Domnul. Știe Domnul. Dacă Domnul e pe primul loc în inima mea, atunci caut casa Domnului, lucrarea Domnului și voia Domnului în viața mea. Dar dacă eu nu sunt legat de servici, cine e la servici e de înțeles, pentru că nu o să vă punem să chiuliți de la muncă, în țară mai erau unii care chiuleau de la școală ca să meargă la biserică. Nu le plăcea școala la copii și găseau motiv, da? Nu vă punem să chiuliți de la muncă, dar dacă nu ești la muncă și stai acasă și nu vii la casa Domnului, desigur, poate că unii stați mai la distanță și nu aveți banii necesari de drum și așa mai departe. Cere-i Domnului și spune, Doamne, eu vreau, dar n-am cu ce. Și după aia poți să-i bagi de vină Domnului și să spui, Doamne, Tu nu mi-ai dat, eu Ți-am cerut, Tu nu mi-ai dat și n-am avut cum să merg la biserică. Dar nu se va întâmpla așa. Dacă iubim pe Domnul, în primul rând, Domnul, casa Domnului, lucrarea Domnului, voia Domnului. Păcate la nivelul inimii. Când avem nevoie de ceva de la Dumnezeu sau ajungem la necaz, Doamne, Tu știi că ești cel mai scump ce am eu pe lumea asta. Tu știi că așa și așa și așa. Și când începem să ne descurcăm, spunem, Doamne, lasă-mă, că de acum mă descurc și eu, știi? Iau mai mult de lucru, găsesc scuze, numai să ne ajung peste săptămână la biserică. Vreau să vă spun și să vă mărturisesc că și eu am făcut păcate de felul ăsta. Așa m-a ispitit diavolul, eram și în comitet și diacon. Credeți că diavolul cu lipsa de la biserică ispitește numai pe, eu știu, pe copiii ăștia, că au multe teme de casă. Știm cum au ei temele de casă, așa.
ispitește și pe slujitori. Și fiind foarte ocupat, joia, cum e la noi la Reșița, și lunea rugăciune, dar joia, programul de peste săptămână, numai am început să orăresc cu biserica. Că aveam de pregătit nu știu ce predică și aveam de pregătit nu știu ce materiale la conferință și am rărit-o. Știți care a fost următorul pas? Copiii aveau joia cele mai multe teme la școală. E, verificați-i pe copii. În ziua în care au ei mai multe teme și atunci o să vedeți de ce. Și soția mea mergea la biserică și eu stăteam acasă. Acum eu știu că surorile sunt mai credincioase, mai rugative, dar nici noi nu suntem scutiți, fraților. Până la urmă, ormai Biblia spune că bărbatul e preot în casă. Nu ca să dicteze ce să se facă. Să fie un exemplu în cele spirituale. Domnul să ne ajute pe toți bărbații. Amin? Bărbații lor prea zis amin. Cred că aici așa mai mult surorile au zis amin. Și într-o zi, soția mea mi-a zis, vă zic rușine, fraților, mi-e rușine, dar mai bine să înveți din greșelile lui alții decât să înveți pe pielea ta. Și într-o zi, soția mea a venit și a zis, băi, ce bărbatul ăla cu care eu m-am căsătorit, zice, era altul. Vă zic, stai nevastă, că nu ea bună, cum era altul? Zice, era altfel. Acum știi nevastă, mai trecut ani, nu mai arăt eu așa bine, dar eu știam unde vrea aia să bate, știi? Dar predicatorii încearcă să și descurc. Ce? Zice, tu mergeai la rugăciune, tu mergeai la biserică, erai nelipsit de la casa Domnului. Zic, da, dragă, dar tu nu vezi, atâtea predici trebuie să pregătești și atâtea eu s-o conving. Poate că uneori soțul vrea să vă convingă că e prea obosit de la servici. Dacă vine la casa Domnului, spuneți-i că Domnul îi dă putere, îl ajută. Nu ne place când ne corectează soția, nu? N-am găsit un bărbat să zică, mie îmi place. Dar Dumnezeu, vedeți, așa zice Biblia, i-a făcut un ajutor potrivit. Deci, ia-i ajutorul potrivit și la mine, la tine, e problema. Și zice soția, treaba ta ce faci. Dar zice, gândește-te ce exemplu o să fii pentru copiii tăi și cum o să fie copiii tăi. De mi-ar fi dat două palme, le-aș fi suportat mai ușor. Parcă mi-a băgat un cuțit în inimă. Și mi-am adus aminte cum părinții și în special bunicii mei de mic mă luau și mă duceau la biserică. Și apoi mă duceau și la rugăciune și aproape în fiecare zi era ceva de Dumnezeu. Și m-am uitat la mine în ce hal de fără hal am ajuns să nu merg joia la biserică. M-am uitat la copii și m-am gândit, mă, copiii ăștia, dacă nu îi duc joia măcar la biserică, poate lunea la rugăciune nu îi duce, joia măcar la biserică și ăsta, o să crească mai. Ei nu numai că nu o să meargă joia, nu o să meargă nici duminica un program, că zice că e prea mult două programe. Și după aceea, nepoții care Domnul mi-i dea, da, dacă nu vine Domnul până atunci și ăsta, aia o să zică, Domne, ce atâta biserică? Stăm acasă, ne uităm la internet, e destul să facem o rugăciune. Și uite așa se răcesc din generație în generație lucruri. Am luat copiii și le-am zis, măi copii, știți care-i treaba? Tata vostru a greșit. Știi cum e? Când faci păcat, trebuie să-l mărturisești, trebuie să-și ceri iertare, trebuie să promiți înaintea Domnului și a celor din jur că nu mai faci, că ai intenția să nu mai faci, că te lupți să nu mai faci. Nu e așa ușor. Mai bine să nu păcătuiești decât să păcătuiești și să treci prin toate fazele ăștia de umilire. Zic, tata vostru a greșit. S-a uitat la mine, zic, uite, au fost destule zile de joia, zic, uite, care-i treaba,
n-am mers la biserică. Numai că nu mi-au zis. Și ce se întâmplă acum? Ne duci la biserică? Nu-i interesa ei că am păcătuit eu, dar din privirile lor zic, uite, trebuie să mergem la biserică, dar știi, tati, noi avem teme. Auzi, n-am făcut eu atâta școală și n-am trecut eu atâta prin viață ca să nu pricep. Dacă nu vă terminați temele până la biserică, mergeți cu ele nefăcute. S-au uitat la mine și-au dat seama că nu-i de joacă. Știți ce s-a întâmplat? Minune! Joia le dă cele mai puține teme la școală. Nu că le dă cele mai puține teme, dar au intrat într-un ritm și mergem la biserică. Fraților, nu vreau să vorbesc de rău biserica de unde sunt, însă când m-am dus la biserică, după mai multe joi, după ce nu m-am dus, m-am dus la biserică și m-am uitat în biserică. Erau păstorii, fiindcă erau plătiți și trebuiau să vină. Era un prezbiter, socrul meu, mai în vârstă, hotărât, și ceilalți colegi din comitet m-au uitat, nu niciun. Desigur, unii dintre ei erau la servici, lucrează, da? Deci nu judecăm lucrurile în felul ăsta. Dar am zis, chiar așa, mă. Deci până mai ceva timp înainte, și eu eram ca ei. Și am mers la ședință de comitet și am mai discutat și am zis, măi, nu ia bună. Poporul se uită la noi, cei din față. De aia se spune că joia, vis-a-vis de noi la Reșița, aia sunt programele slabe, nu merită. Așa sunt vorbele care circulă în popor. Zic, trebuie să facem ceva. S-au uitat câțiva colegi la mine, da, numai că nu mi-au zis, s-au dat și în tine pocăința. Așa, sunt realități. Și am continuat. Am încercat să nu judec. Am încercat să mă rog. Și am început să ne rugăm. Și Dumnezeu a început să facă o trezire spirituală. Numai dintr-o dată am văzut, cu excepția colegilor care erau la muncă, toți din comitet la biserică. Toți din comitet cu familiile și cu copiii. Au început să se înmulțească participanții la programul ăsta de peste săptămână. Mai mult decât atât, a început Duhul Domnului să miște copiii. Și joia copiii veneau și făceau slujbă în casa lui Dumnezeu. A început Dumnezeu să miște alți copii care nu le veneau părinții la biserică. Și au fost copii care, bun, în România nu sunt distanțe așa mari, care au început ei să vină la biserică și părinților, de rușinea copiilor, au început să vină și ei. Și Dumnezeu a făcut o trezire spirituală. S-a început stăruință. A început Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt adolescenți de ăștia de 14-15 ani, care până atunci numai internet aveau în cap, numai căști în urechi și greu îi aduceau părinții la biserică. Duhul Domnului a început să-i miște, ori venit, s-or pocăit, ori stăruit, i-o botezat Domnul, s-a prins un foc, slăvit să fie Domnul. Și acum, la noi programele, cele mai tari sunt programele de peste săptămână. Duminica uneori nu avem puncte prea multe pe program, cor, orchestră, nu știu ce. Dar joia, nu putem să-i punem pe toți atâtea solicitări de la copii, de la adolescenți, de la tineri avem pentru program. Slăvit să fie Domnul! Cum îi inima ta? Îi Domnul Iisus pe primul loc în inima ta? Se vede. Prezența la biserică, desigur, excepție când ești la servici, se vede trăirea ta, nu numai când te văd frații sau mă văd frații, trăirea ta la locul de muncă. Dacă Domnul Iisus e pe primul loc în inima ta, atunci când te calcă unul pe bătătură, cum se zice la români, pui mâna la gură, că dacă o deschizi, scoți foc din gură, așa e, da? Pui mâna la gură, taci și dacă Dumnezeu îți dă putere, îi spui, Domnul, să te binecuvinteze. Unde sunt cuvintele alea din Scriptură când spune, întoarce bine celui ce îți face rău? Dacă cineva vrea să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Unde sunt vorbele acelea ale Mântuitorului care spune să-i iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? O, dar zice, aproapele tău e dușmanul tău. Nu-i problemă. Iubește-l prin dragoste.
vei birui. Prin dragoste Dumnezeu ți-l va face prieten. Dacă Iisus este pe primul loc, în inima noastră, lucrurile ăștia devin realitate. Sunt o realitate. Iar dacă noi dăm rar pe la biserică, dacă noi avem, eu știu, lucruri neîmpăcate, litigii cu oameni și nu ne-am împăcat, lucrurile ăștia arată că nu-i Domnul pe primul loc în viața noastră. Se spune că au fost doi frați care s-au certat. Erau și pocăiți. Și au trecut mulți ani. Nu știu dacă au fi luat cina sau nu au fi luat. Dacă au fi luat un chip nevrednic, Domnul i-a văzut. Și la un moment dat, după mulți ani, am auzit întâmplarea asta, unul dintre ei s-a îmbolnăvit grav. Și era pe moarte. Zice, mă, trebuie să mă împăc cu fratele meu, că dacă nu, nu mă duc în rai. Gândește-te, dacă vine Domnul Iisus și ești certat cu cineva, crezi că te ia? Să nu predicăm o evanghelie de asta, bunătatea lui Dumnezeu nu are sfârșit. Când vine Domnul, dacă ești certat cu cineva, nu te ia. Te lasă pe pământ. Am dovadă biblică la ceea ce vorbesc. Biblia zice că dacă îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că are cineva ceva împotriva ta, adică nu tu împotriva lui, ceva împotriva ta, ce spune? Lasă-ți darul la altar. Du-te, te împacă cu părâșul tău și apoi vino să-ți aduci darul la altar. Lucruri scrise în Scriptură, fraților. Și până la urmă zice, nu te cheamă. L-au chemat și au zis, băi, omule, știi? Noi ne-am certat, noi așa, știi? Uite, eu acum am zis așa, bolnav, bă, dacă cumva știi cum e, să mor, să na, să fim împăcați, să... Oh, ăla, la alt. Dar niciun te rog frumos, iartă-mă, niciun îmi pare rău, nu, cuvintele ăștia sunt prea sfinte, să le spun de multe ori, nu? Și... Ori început ei să vorbească și așa. Bun, zice, gata. Zice, la mă duc acasă după o vreme. Când se iese pe ușă, bolnavul zice, auzi tu, știi ce m-am gândit? Zice, dacă cumva mă fac bine și o să fiu sănătos, să umblu pe picioarele mele, să fiu bine, zice, rămâne ca mai înainte. Rămâne ca mai înainte. Tot așa, nu mai vorbim unul cu altul. Numai dacă mă duc în cer, să pot eu să intru acolo. Iubiți frați și surori, oferirea iertării, model, îl avem pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus. Și nu-și mai aduce aminte de greșelile noastre. Vedeți? Pe măsură ce trecem în vârstă, uităm multe lucruri. Dar greșelile aproape lui nu le uităm. Nu știu cum se face. Că nu le putem uita. Ni le tot aducem aminte. Te rogi Domnului și le șterge. La fel cum tinerii fac acolo un clic și se șterg fișierele pe calculator, așa Domnul poate să șteargă, să nu-ți mai aduci aminte greșelile. Și dacă îți mai aduci aminte, mustră-l în mintea ta pe diavolul și spune, Doamne, spune, diavole, nu vreau să mai mă aduc aminte. O, câteodată nu că ne aducem noi aminte, îi aduceam aminte și lui ăla de nevoie. Auzi, eu te-am iertat, dar știi tu ce mi-ai făcut? A, cum mi-ai făcut și nu știu ce. Ai iertare? Dacă vrei să ierți pe cineva, iartă cum a iertat Hristos. Și ca să obții iertare, e o cale a umilinței. Să-ți pară rău. Să te duci și să spui, îmi pare rău de cu tare și cu tare și cu tare lucru. Dar nu așa de pe buze. Apoi să spui, te rog frumos iartă-mă. Dar te rog frumos iartă-mă. Și apoi să spui, nu mai vreau să greșesc. Mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să nu mai greșesc înainte. Cum ar fi să meargă soțul și să-și ceară iertare de la soție? Știu. Am văzut pe fețele voastre. Bărbații tot timpul sunt politicoși și dau prioritate, nu? Așa e.
Cum ar fi să mergi și să-ți ceri iertare de la soțul tău? Da, acum dacă trăim de atâția ani împreună, Doamne, o înțelege noi până la capăt. Nu, nu. Sunt frați care dau, zice, pacea Domnului, pacea Domnului și... Și alții știu că au probleme. Zice, mă, te-ai împăcat cu tare. Cum să nu? Am dat pacea Domnului cu el și gata. Aia nu-i împăcare. Îmi pare rău. Te rog frumos, iartă-mă. Cu ajutorul lui Dumnezeu nu mai vreau să fac greșeala asta. Cred că ar trebui făcut un exercițiu. Numai că nu stați unii lângă alții care poate aveți neînțelegeri. Așa. Dar cred că ar trebui făcut un exercițiu. Uite, copiii o să facă primii. Când mergeți acasă, cu siguranță ați greșit ceva la părinți. Măcar o dată, nu? A, am înțeles. Ei spun că de mai multe ori au greșit. Te duci la mami și la tati și spui, îmi pare rău că am greșit în felul ăsta. Aveți grijă ce le spuneți. Să le spuneți adevărul. Și țineți-vă bine. Să nu castronul cu supă să-l scăpați pe jos când vă spun copiii de ce le pare rău. Să spui, îmi pare rău, te rog frumos, iartă-mă. Și să spui, promit că nu mai fac. Și să nu spui în gând până data viitoare. Numai aici promit că nu mai fac, nu? Iubiți frați și surori, păcate la nivelul inimii. Și haideți să mergem în continuare. Păcate la nivelul buzunarului. Când fratele păstorul anunța colecta, m-am gândit că asemenea păcate nu se fac aici. Cineva spunea odată, zice, mă, portofelul se pocăiește cel mai târziu, că zice, candidatul nu-l are cu el în buzunar când se votează. Dar iubiți frați și surori, zâmbim, dar cuvântul lui Dumnezeu am datoria să vă spun. Eu cred că dumneavoastră sunteți oameni darnici. Fiecare, 2 Corinteni 9, să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău. Când ai cu părere de rău, eu nu zic că nu ți-i primit. Nu vreau să intru în detalii. Dar încă nu te-ai pocăit la nivelul portofelului când ai cu părere de rău. Sau cu silă. Căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Vedeți, noi românii ne bucurăm când primim. Mai după Revoluție, ajutoare, mai una alta. Așa bucurie erau la biserică când primeau frații ceva. Ei, s-au mai schimbat lucrurile. Acum Domnul ne dă harul să fim mai bucuroși. Să dăruim. Am stat pe lângă tot felul de frați care au dăruit. Mi-aduc aminte, eram în turneu cu Speranța și s-a făcut colectă pentru o cauză. Și unul dintre frați, nu vă zic numele, au zis, puneți cât mai mult, că eu dublez suma care o puneți. Și am stat lângă el să văd, domne, o faci așa din orgoliu, care bani sau... Și în momentul în care s-a adunat colecta și el a dublat, am văzut pe fața lui și în viața lui bucuria aceea de a dărui. Și nu a fost o sumă mică. Dacă ar trebui să dubleze cineva colecta de azi, nu vă pot să mă vezi, fetele. Cu bucurie. Înțelegeți? Ei, cuvântul Domnului spune de macedonieni, în 2 Corinteni 8, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare, pe de o parte, și sărăcia lor lucie, pe de altă parte. Nu știu dacă aici în biserică se dă zeciuială. Unii da, unii nu. Dați-mi voie să vă spun că în Noul Testament nu mai suntem obligați să dăm zeciuială. Au ce răsuflă ușurați unii. În Noul Testament e cântarea aia veche din harfă. Legea dă a zecea parte. Nu știți versetul următor. Dragostea le dă pe toate. Macedonienii ăștia erau săraci luci. Lucii. N-aveau
mai nimic. Slavă Domnului că noi avem și în țară și care sunteți aici. Și spune, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere, nu la o colectă bună, au dat naștere la un belșug de dărnicie. Colecta e odată, dărnicia din belșug, ce înseamnă? Adică e de fiecare dată. Unde sângerii Domnului să mai plângă unul? Că deja văd că v-am pierdut aici. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor, câți dintre noi? Eu zic în dreptul meu. De câte ori am dus eu la casa Domnului, la plic, la colectă, la dar special pentru Domnul, la strângere pentru misionari, toate sunt separate. Și nu se ia din aia 10%. Fiecare cu treaba lui. Aia înseamnă mult peste 10%. De câte ori am dus eu la biserică după puterea mea? Eu mă vorbesc mie acum. N-am dus. Și trebuie să mă pocăiesc aici. Probabil că dumneavoastră ați dus după puterea dumneavoastră și dacă ați dus, am o veste bună. Și chiar peste puterile. Doamne ajută-ne! Amin? Amin. Și coborâm mai jos, păcate la nivelul picioarelor. Acum băieții știu că ei mai dau cu piciorul așa, nu? Cei mari nu. Cuvântul Domnului în armură, în Efeseni, spune să ne încălțăm cu râvna Evangheliei Păcii. Dragul meu, frate și soră, te apropii de cina Domnului. Cum stai cu râvna? Adică să faci cu râvnă lucrarea Domnului. Să vii cu râvnă la casa Domnului. Să pui pasiune. Să pui pasiune la maxim. Și cuvântul Domnului spune în al treilea rând, așa să mănânce și din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Atenție! Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dragul meu, frate și soră, în această dimineață ne apropiem de cina Domnului. Nu o lua în chip nevrednic. Ne rugăm, Domnul ne iartă, dar Domnul spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Dacă în această dimineață Duhul Domnului ți-a vorbit că nu te-ai împăcat cu aproapele tău, nu lua cina. O iei în chip nevrednic. Dacă în această dimineață Duhul Domnului te osândește în mintea ta pentru un lucru care nu e în regulă, nu lua cină. Și o să ziceți, bă, dar ce să facem cu cina asta? Cei care se apropie o consumă toată. Dacă Duhul Domnului în această dimineață îți aduce că ai ceva nerezolvat cu soția sau soția cu soțul, nu lua cina în chip nevrednic. Noi nu putem, cel puțin personal, nu vă pot da dezlegare să aveți păcate în viața dumneavoastră care să vă țină legați și să vă apropiați de cina Domnului. Nu, nu. Lucrurile acestea în urma rugăciunii devin sfinte. Și dacă cineva în vechime se atingea de ceva sfânt și nu era curățit, nu era pregătit, murea. Fie el și mare preot. Mi-aduc aminte, și cu asta închei, m-am certat odată cu soția. Știu că nu v-ați certat numai odată. Și cuvântul Domnului spune să n-apună soarele. Am tot timpul soțul ia inițiativa pentru împăcare. Atunci când uită soția să o ia ea, bineînțeles, nu a fost nu știu ce. Dar ne-am împăcat, mi-am cerut iertare, mi-am tot. Și a doua zi era cina în biserică.
conform cuvântului, îți ceri iertare, te împaci, s-a rezolvat conflictul, e în regulă. Am mers la biserică, eram diacon atunci, și totuși, cu împăcare și cu toate în regulă, în mintea mea, n-am primit dezlegarea pentru duminica respectivă să mă împărtășesc. E un lucru personal. Nu îl generalizez. Să mă împărtășesc. Știți ce luptă s-o dat? În mintea mea, Duhul Domnului spunea, Doamne, stai duminica asta și nu te duc să dai cina și să iei cina. Și celălalt, la urechea cealaltă, păi ce o să zică frații? Că ești diacon și stai acolo pe ultima bancă și nu te duci să dai cina. Tu îți dai seama? Și Duhul Domnului îmi spunea, stai și nu te duc. E un fel de pedeapsa ta pentru tine. Lucru personal. Nu-l generalizez. Și celălalt venea la ureche și zicea, că tu îți dai seama? La votări nu se mai vot. Știi că acum, da, și cu votările și cu slujbele. Și fraților, am stat și nu m-am dus să dau cina și să iau cina. Și au venit colegii, frații de slujire, zic, Sami, mă zic, nu vă gândiți, m-am certat cu nevasta. A, bă, și nu te-ai împăcat? Să nu, m-am împăcat. Dar nu am libertatea interioară pentru duminica asta să mă împărtășesc și să dau cină. Nu, zice, cum vrei tu? Ca să nu vă zic că după ce s-a terminat programul, am făcut, eu nu zic greșeală, să stau la urmă, cum de obicei stau, nu plec primul din biserică, Sami, dar ce-ai pățit de n-ai luat cina? Și frați, și surori. Așa o umilire am tras, dar Duhul Domnului mi-a vorbit ca să am grijă data viitoare ce vorbesc și cum vorbesc. Și de atunci, după umilirea aia, de fiecare dată când încep să se ridice notele de la normal în sus, caut să stau liniștit și să nu las să vină ceartă în familie. O să te gândești, nu iau cina. Ce o să zică frații? Ce o să zică? În sfârșit, omul respectiv sau sora respectivă și-o dat seama de greșeala care o face. Din primul pas spre pocăință. Ce o să zică frații? Te interesează ce zic frații mai mult decât ce zice Dumnezeu? Asta e greșeala noastră. De cele mai multe ori, ce spun frații? Spună frații ce o vrea. Eu să-mi văd de pocăința mea. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Amin. Amin.